Așteptarea a luat sfârșit. Vaccinul anticovid a ajuns în București. Prima tranșă de 10.000 de doze a intrat pe porțile Institutului Cantacuzino. Colega mea, Alexandra Vasile, este acolo. Alexandra, bună dimineața! Ce urmează? Bună dimineața! Am participat cu toții la un moment istoric. Primele doze de vaccin au ajuns aici la Institutul Canta Cusino, unde vor fi păstrate la temperaturile necesare. Nouă congelatoare sunt aici, cu o capacitate de 150.000 de doze fiecare, care vor păstra vaccinul la o temperatură de minus 80 de grade. Spre seară urmează să plece de aici vaccinul către cele 10 spitale de primă linie din țară, dintre care două din București. Campania de vaccinare începe mâine de dimineață. Prima persoană vaccinată va fi un cadru medical de la Matei Balș. Campania începe atât în România cât și în celelalte țări europene în același timp. Vaccinarea în România este gratuită și nu este obligatorie. În zilele ce urmează vor fi vaccinate în jur de 5.000 de cadre medicale. Alexandra, prima tranșă se va epuiza rapid. Sunt 10.000 de doze care ajung pentru 5.000 de cadre medicale, așa cum ne-ai spus, când vine a doua tranșă. Și câte vaccinuri vom primi de acum înainte? A doua tranșă este așteptată încă de săptămâna viitoare, cel puțin așa a declarat coordonatorul campaniei Valeriu Gheorghiță, iar începând de acum vom primi săptămânal în jur de 140.000 de doze de vaccin Pfizer.